Prețul cafelei a atins în noi valori record în România, a crescut cu 19% în ultimul an, dar a scăzut cu 25% la nivel internațional. Cei mai mari consumatori de cafea sunt europenii, absorbind aproximativ o treime din producția globală. Este atât de specială dimineața și a devenit rapid preferata românilor. În medie, un român bea 2,4 cafele pe zi. Românii încep prin a bea o cafea acasă, dar mai savurează una sau două și la birou sau în cafenele și restaurante. Mai exact, 89% dintre românii își beau cafeaua acasă, pe când 76% dintre aceștia sorb băutura divină și în alte locuri. Potrivit unei analize realizate de E. Toro, cafeaua a ajuns printre cele mai consumate la nivel mondial cu aproximativ 42,6 litri de persoană pe an. Ceaiul este consumat în cantități mai mari, 85 de litri pe an, dar cafeaua este mult mai importantă valoric deoarece se folosește mai multă cafea măcinată decât ceai la fiecare litru de băutură. Și dacă tot este indispensabilă, prețul acesteia a crescut cu 19% în ultimul an, deși pe piețele internaționale am asistat la o scădere de aproximativ 25% de la 220. 28 de dolari în martie 2022 la aproximativ 170 de dolari la sfârșitul lunii martie 2023. Creșterea cererii pentru boabe de cafea de calitate superioară, Arabica, determină de asemenea creșterea prețurilor. În Uniunea Europeană, consumatorii beau cea mai mare cantitate de cafea la nivel mondial, absorbind aproximativ o treime din producția globală. În România, consumul de cafea pe cap de locuitor este estimat la aproximativ 95 de dolari echivalent pe an, mult mai mic decât cei 285 de dolari cheltuiți de germani și 222 de dolari de către italieni. Germania este cel mai mare importator de cafea verde boabe din Europa și a reprezentat 34% din totalul importurilor europene de cafea provenite direct din țările producătoare. Cu 39% din totalul importurilor directe, Brazilia este cel mai mare furnizor de cafea verde pentru Germania, urmată de Vietnam și Honduras. Deși Consumul este încă mult sub cel din Europa de vest, numărul cafenelelor de specialitate a crescut rapid în Polonia, Cehia și România. La nivel mondial, se așteaptă ca piața cafelei de specialitate să crească de la 53,67 de miliarde de dolari în 2021 la 152,69 de miliarde de dolari până în 2030.